Două evenimente din Baia de Aram au fost întrerupte în acest weekend de către polițiști. Atât administratorul localului public, cât și toți participanții au fost dur sancționați. Distracția s-a încheiat cu amenzi de 10.000 de lei. Un majorat și o petrecere vânătorească au fost organizate în acest weekend într-un local public din localitatea Brebina. La cele două evenimente au participat 20 de persoane. După intervenția polițiștilor, atât participanții cât și administratorul localului au fost dur sancționați. Petrecerile s-au încheiat cu amenzi în valoare de 39.000 de lei. Polițiștii orașului Baia de Aramă s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că într-un local public aflat pe raza localității se află în desfășurare două evenimente private. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție care, numai verificărilor efectuate, au identificat 14 persoane care participau la o petrecere vânătorească și 6 persoane care participau la un majorat. Astfel, polițiștii au aplicat 20 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 39.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legii 55/2020. Polițiștii mehedințeni vor continua șirul verificărilor cu privire la organizarea petrecerilor private. Cei care organizează evenimente precum nunți, botezuri, mese festive riscă amenzi usturătoare în acest context social pandemic.